George Maior face de multă vreme de servicii țării sale. În primul rând a făcut de servicii în calitate de director al SRI-ului. Și nu înțeleg nici acum de ce pentru aceste lucruri a meritat să fie recompensat cu funcția de ambasador la New York, la Washington, unde a continuat să facă aceeași politică pe care a făcut-o și în perioada când era șef la SRI. După părerea mea, ar trebui schimbat din funcție, numai că schimbarea din funcție a domnului Maior nu depinde de Ministerul de Externe, după cum știți, e un mecanism mai complicat care presupune decretul de rechemare care trebuie să fie semnat de președinte și contrasemnat de primul ministru. Cu asemenea ambasadori, România o să continue să figureze în rândul țărilor cele mai corupte, pentru că așa au hotărât domnii Maior, Coldea și alții, ca să pună această etichetă pe fruntea României. Fenomenul corupției este unul care trebuie combătut, așa cum trebuie combătut în toate țările. Dar dacă vă uitați în jurul nostru, în Europa, ce se întâmplă în țări precum Austria, Germania, Franța, o să vă îngroziți, o să vedeți că fenomenul corupției este probabil la fel de amplu, dacă nu chiar mai amplu. Și cu toate acestea, sigur că subiectul este un subiect de preocupare pentru mass media, pentru opinia publică, dar nu devine brandul de țară al țării respective, pentru că oamenii înțeleg că țara respectivă are și altceva de arătat lumii în afară de corupție, cum este și România. Cred că putem să arătăm că avem performanță economică, că avem performanță academică, că avem oameni cu creativitate în diverse domenii. Nu poți să faci acest lucru, să procedezi în așa fel, împotriva interesului național, împotriva interesului țării, împotriva interesului...